Bună seara, sunt Tudor Mușat, bine v-am regăsit, o nouă ediție specială B1 TV. E așteptată cu înfrigurare de mâine aplicarea măsurilor suplimentare de restricție, care ar trebui să intervină exact în locurile în care lumea merge la relaxare. Pe litoral, la munte, obiectivele turistice sau falezele și promenadele din orașe. Asta în contextul în care tot numărul infectărilor rămâne mare, de circa 1300 zilnic, iar paturile la terapie intensivă s-au umplut. Ce fac acum doctorii cu cei care au nevoie de asistență specială, vă spunem în câteva minute. Nu neglijăm astă seară nici tabloul politic pe fundalul pandemiei. Se stabilesc candidaturile și e supărare între PNL, USR, PMP, toate la oaltă sau luate separat. Când e mulțumită una, e nemulțumită cealaltă. Despre mersul negocierilor și despre cum stau aceste formațiuni în sondaje, în prag de alegeri locale, vă vorbim ceva mai încolo. În plină criză medicală și într-un context economic fragil, România mai primește o lovitură dură, de data aceasta de la Comisia Europeană, care este gata să deschidă un număr record de noi proceduri de infringement împotriva noastră. Sunt 38 de documente cu totul, iar cele mai multe ar urma să vină chiar din interiorul Uniunii Europene. Cu toate resursele îndreptate spre ținerea în frâu a pandemiei și spre salvarea economiei, se pare că am lăsat în urmă lucruri extrem de importante care nu mai suportă amânare. Oficialii europeni consideră că pot declanșa procedurile pentru că nu ne-am îndeplinit obligațiile în domenii precum mediul, transportul sau industria. Numărul de noi cazuri de infringement deschise de Comisia Europeană a rămas același în ultimele 12 luni, dar a crescut cel în care unele state nu și-au îndeplinit obligațiile, notează jurnaliștii Ziarului Financiar. În acest ultim caz, majorarea ar trece de 20% comparativ cu 2019. Vorbim așadar de o creștere a situațiilor în care cerințele impuse de Bruxelles au fost puse în stand-by. Luxemburg, Estonia și Lituania ar fi înregistrat cele mai puține noi cazuri de transpunere incorrectă a cerințelor specialiștilor sau de aplicare incorrectă a legislației Uniunii anul trecut, în timp ce Spania, Italia și Grecia ar fi marcat cele mai multe cazuri, conform Comisiei Europene citate de Ziarul Financiar. Unele dintre principalele domenii de politică vizate au fost mediul, piața internă, industria, antreprenoriatul și IMM-urile, precum și transportul și mobilitatea. Împreună, aceste domenii au reprezentat jumătate din numărul total de cazuri. De exemplu, Comisia a luat măsuri împotriva a 3 state membre pentru poluarea excesivă a aerului și împotriva a 5 state membre care nu au asigurat accesul în condiții echivalente pentru utilizatorii cu handicap la numărul european unic pentru apeluri de urgență 112, conform oficialilor europeni citați de presa de la București. În ceea ce privește România, Comisia Europeană pare gata să deschidă un număr record de noi proceduri de infringement împotriva noastră. Mai exact, 38, conform Ziarului Financiar. De asemenea, tot potrivit Comisiei Europene, anul trecut mai mult de jumătate din procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor au fost legate de transpunerea tardivă a directivelor. Numărul acestora a fost de 406. La acest capitol de noi cazuri de transpunere tardivă, Bulgaria, Belgia, Grecia și Cipru sunt fruntașe, în timp ce Danemarca, Italia și Lituania stau cel mai bine. Da, ne uităm la ce se întâmplă zilele astea în România. 1 august, noi măsuri de restricționare impuse de guvern sau de autoritățile locale sau de comitetele județene pentru situații de urgență. Ne îndreptăm atenția spre litoral mai întâi. Weekendul acesta sunt așteptați peste 100.000 de turiști la mare, oficial, pentru că neoficial cifra poate fi spre dublă dacă luăm în calcul și românii care se duc la rude sau care stau la particulari. Pentru toți însă, dar și pentru localnicii județului Constanța, masca devine obligatorie pe litoral începând de mâine, în anumite zone și în anumite intervale orare. Rămâne de văzut cine va mai încălca norma de acum înainte, pentru că se întețesc și controlele, iar acestea vin în teorie la pachet și cu amenzi piperate acolo unde este cazul. Odată ajunși la mare, mulți români aproape că nu au mai ținut cont de restricțiile impuse de autorități pentru a stopa răspândirea noului coronavirus. Însă, din prima zi a lunii august, aceștia se vor vedea nevoiți să poarte mască de protecție pentru a se proteja de noul virus chinezesc.
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a lăsat autoritățile locale să decidă unde se impune introducerea obligativității purtării măștii în zonele aglomerate, iar Prefectura Constanța a stabilit că va aplica măsura în stațiunile și în zonele de promenadă din județ, însă nu tot timpul, ci doar între orele 18 și 24. Vorbim de zonele tradiționale unde se creează aglomerări, în stațiuni precum Eforie, Mamaia și celelalte stațiuni turistice din județ, obligativitatea purtării măștilor de protecție. Această decizie a fost luată în urma analizei prezentate de către DSP de risc de transmitere a virusului COVID și în urma unei adrese primite din partea IPJ Constanța în ceea ce privește valorile de trafic și fluxul de persoane. Toate persoanele, dar și copiii care au împlinit vârsta de 5 ani, vor fi obligate să poarte masca de protecție în anumite spații publice deschise din județul Constanța. Mai exact, acolo unde pe domeniul public se vor forma aglomerări, iar distanța fizică de 2 metri nu poate fi respectată, oamenii vor purta masca de protecție. Mai mult decât atât, turiștii trebuie să știe că în fiecare stațiune de pe litoralul românesc se aplică noua regulă. Așadar, cei care își vor petrece vacanța în Mamaia, Eforie Nord sau Sud, Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, 2 Mai sau Vama Veche, trebuie să aibă în vedere harta cu spațiile publice vizate. Guvernul a anunțat noile restricții săptămâna aceasta. Distanțarea la plajă pentru familii a fost eliminată. Tot mai multe autorități locale iau decizia ca masca de protecție să devină obligatorie, inclusiv în spațiile deschise. Județele Argeș, Galați, Brașov, Prahova, Constanța și mai nou Giurgiu sunt doar câteva dintre cele care au decis să impună această nouă măsură. În unele zone, purtarea măștii afară a devenit deja obligație. Altele vor aplica decizia guvernului din prima zi a lunii august, adică de mâine. Numărul ridicat de noi cazuri raportat în fiecare zi în țara noastră atrage atenția asupra riscului epidemiei de coronavirus. Astfel, după mai multe analize, la nivel local, autoritățile au început să impună noi măsuri pentru protejarea populației. Cel mai recent exemplu în acest sens este județul Giurgiu, care a impus obligativitatea purtării măștii de protecție pentru toate persoanele prezente în spațiile publice deschise. Decizia este valabilă din 1 august. Însă nu este singurul județ. Tot de pe 1 august, locuitorii din Vrancea vor purta masca de protecție în toate spațiile aglomerate închise și deschise. Este vorba despre piețe, târguri și oboare, despre stații de autobuz, gări și autogări, despre parcările magazinelor. De asemenea, masca este cerută și în timpul procesiunilor religioase, în curtea bisericilor, dar și în parcuri, grădini publice și în zonele de agrement. Aceeași măsură se va întâmpla și în Iași, în Prahova sau în Constanța, tot de la 1 august. În Satul Mare, măsura este valabilă deja, la fel și în Călăraș, în Buzău sau în Tulcea. Primul județ care a impus această măsură a fost Argeșul, care se confruntă cu o explozie de noi cazuri COVID-19. Pe 30 iulie, la nivelul județului Argeș, masca a devenit obligatorie oriunde sunt mai mult de două persoane care nu locuiesc la aceeași familie, indiferent dacă sunt în spații închise, deschise, publice, private. Deci s-a generalizat obligativitatea portului măștii de protecție peste tot pentru orice persoană cu vârsta de peste 5 ani. Totuși, există și persoane care nu sunt obligate să poarte mască de protecție. Aici intră cei care fac activități fizice intense sau care lucrează în medii unde temperaturile sunt foarte ridicate sau unde există un grad mare de umiditate. Dar și copiii mai mici de 5 ani sau românii care suferă de afecțiuni respiratorii dovedite medical că le afectează capacitatea de oxigenare. Pentru toți ceilalți, masca, în anumite condiții, este așadar obligatorie. În legătură directă cu noi, doctorul Radu Țincu, medic ATI. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! În primul rând, pentru că avem tot felul de informații legate de situația paturilor la terapie intensivă, înțeleg că se practică așa numitul rotit al pacienților. Ne puteți explica ce înseamnă asta? Da, în mai multe rânduri, spitalele, cel puțin din București, spitalele de linie 1 și spitalele suport, au epuizat paturile de terapie intensivă și atunci, sigur că decizia normală pentru a putea să îi tratăm pe acești pacienți a fost ca ei să fie transferați, fie pe cale aeriană, fie terestră, în spitale
de vecinătate, astfel încât să poată beneficia de terapie intensivă. Această rotire de care dumneavoastră spuneți nu este altceva decât o măsură de salvare în acest moment, când presiunea pe serviciile de terapie intensivă din București este uriașă, Bucureștiul având o creștere de cazuri cunoscută deja de câteva zile, iar secțiile de terapie intensivă din spitalele de linie 1 și suport fiind depășite din punct de vedere al capacității. Bun, în situația în care la spitalele care din prima linie care tratează bolnavii de COVID, paturile acestea devin insuficiente, ce ar trebui să ne așteptăm? Ca bolnavii să fie mutați în alte secții de terapie intensivă? Dumneavoastră o coordonați pe cea de la Floreasca. Ce s-ar întâmpla în situația asta? Da, nu o coordonez eu, dar pot să vă spun faptul că în momentul în care paturile de terapie intensivă din spitalele de linie 1 și cele suport vor fi epuizate, sunt două posibilități. Fie pacienții vor fi transferați către alte spitale din țară, lucru care s-a și întâmplat, e o decizie luată de către autorități, însă acest transfer poate să fie eficient atunci când discutăm de un număr mic de cazuri, pentru că altfel probabil elicopterele nu vor mai face față cu transferul acestor pacienți din București către spitale din provincie. Sau a doua variantă, care s-a luat și ea în calcul și urmează să fie operaționalizate, sunt spitale suport, fie sunt spitale modulare, adică secții de terapie intensivă modulare, amplasate în fața anumitor spitale din București, cum este cel de la Spitalul Elias, spre exemplu, care urmează să fie operaționalizat, sau transformarea altor spitale de linie 3, spitale generale, în spitale suport COVID, cum este, spre exemplu, Spitalul Biting și Spitalul Județean Ilfov. Suntem în momentul în care tot mai multe semnale ne arată că pacienților, mai ales celor cu simptome foarte ușoare sau celor asimptomatici, li se recomandă să stea acasă, fără măcar să mai ajungă nici la acele analize din spital în unele situații, sau probabil vor ajunge cu foarte mare întârziere, pentru că se mișcă foarte greu DSP-urile în anchetele lor epidemiologice, mai ales atunci când sunt sesizate de cetățeni, nu atunci când le fac ele pe cont propriu. Când cetățenii sesizează, durează foarte mult, pentru că răspunsul e, dacă n-aveți nimic, dacă v-ați testat pe cont propriu și sunteți pozitiv, stați acasă și așteptați-ne pe noi că vă spunem ce să faceți. Și de obicei asta nu se mai întâmplă. Dar ideea e, în situația asta în care tot mai mulți se descoperă pozitivi, suntem în situația în care spitalele să le recomande să stea acasă? Suntem în situația inversă celei pe care o reclamam cu câteva săptămâni în urmă, când li se spunea oamenilor, duceți-vă la spital, rămâneți în spital, acceptați internarea, că e mai bine? Da, este evident că în momentul în care vom asista la o creștere substanțială a numărului de cazuri și de pacienți pozitivi, va trebui să se realizeze și o prioritizare a celor care vor fi internați. Este evident că un pacient asimptomatic care are o stare generală bună și care este depistat doar cu COVID pozitiv, el va putea fi la un moment dat dispensarizat la domiciliu prin rețeaua medicilor de familie atunci când spitalele nu vor mai face față. Este în mod clar faptul că o presiune crescândă și progresiv crescândă pe sistemul de sănătate publică va determina la un moment dat tratarea pacienților asimptomatici și supravegherea lor la domiciliu, ceea ce nu reprezintă neapărat un element ce trebuie criticat. În schimb, pacienții asimptomatici care rămân la domiciliu vor trebui să fie evaluați cumva din punct de vedere medical, pentru că ei nu au capacitatea necesară să se autoevalueze, deci vor trebui să fie într-un contact permanent fie cu medicul de familie, fie cu direcțiile de sănătate publică. Și cel mai important lucru este ca ei să înțeleagă că autoizolarea protejează comunitatea din care fac parte pentru a nu se îmbolnăvi. Dacă tot am ajuns la asta, domnule doctor Țincu, dați-le celor care se întreabă cum trebuie să procedeze în absența unei intervenții a DSP-urilor, care ar trebui să fie pașii pe care ei trebuie să-i facă, astfel încât să se și simtă în siguranță, să nu intre în panică, să presupunem că cineva se testează și descoperă că e pozitiv, se testează pe cont propriu, să zicem, pentru că vrea să plece în străinătate, la o clinică privată, descoperă că e pozitiv, probabil că rezultatul se comunică automat de către acea clinică direcțiilor de sănătate publică, doar că omul stă acasă și nu-l caută nimeni. Cum ar trebui să procedeze în funcție de ce îi se întâmplă?
în primul rând să se autoizoleze și aici nu discutăm doar de autoizolarea în raport cu comunitatea, discutăm de autoizolarea și în raport cu propria familie, pentru că dacă vor locui mai multe persoane în aceeași locuință și nu se vor putea izola unii de ceilalți, cel mai probabil întreaga familie va fi contaminată cu noul coronavirus. Un al doilea element este sigur siguranța pacientului, pentru că s-a discutat foarte mult despre importanța autoizolării. Acești pacienți nu sunt condamnați la autoizolare, ei trebuie să fie și evaluați din punct de vedere medical. Ne preocupă și siguranța pe care acest pacient asimptomatic o are la domiciliu. Ei trebuie să se autoevalueze și trebuie să fie capabili atunci când se sesizează că starea generală se deteriorează să apeleze sistemul 112 în vederea transferului către unitate spitalicească pentru o evaluare medicală. În primul rând trebuie să poată să se termometrizeze. Creșterea temperaturii este un element care ne poate arăta o agravare a stării generale. De asemenea, tulburările respiratorii, durerile toracice, acele junghiuri toracice care însoțesc pneumonia virală, sunt semne care ar trebui să ne ducă cu gândul că starea noastră s-a agravat și dintr-un pacient asimptomatic ne transformăm progresiv într-un pacient cu simptomatologie. Nu mai spun de faptul că dacă încep să apară tulburările respiratorii, simțim nevoia de aer suplimentar sau nu ne mai ajunge aerul pe care îl respirăm, atunci cel mai probabil trebuie să apelăm de urgență la intervenția ambulanței. Bun, dar înțeleg că această evaluare pentru care era necesară spitalizarea 48 de ore se face persoanelor care prezintă simptome, pentru că noi avem multe mărturii ale oamenilor care sunt întrebați dacă au simptome și în momentul în care spun că nu, li se recomandă doar să stea acasă. Ori, din câte am înțeles, e recomandat ca și asimptomaticii sau persoanele cu simptome foarte ușoare, de tip răceală, să zicem, să vină totuși la spital și să li se facă aceste analize pentru a se vedea dacă au și alte probleme de care ei nu știu sau, în general, pentru a li se evalua starea. Se poate trece așadar peste pasul ăsta, așa cum văd că se întâmplă tot mai des? Da, nu am cunoștință că lucrurile evoluează în această direcție pe care ne-a stat menționat-o. Cred că ar trebui să luăm legătura și cu cei de la Direcțiile de Sănătate Publică sau de la Ministerul Sănătății pentru a clarifica dacă, într-adevăr, pacienții asimptomatici rămân la domiciliu. Știu doar că după acea interminabilă dezbatere în Parlament s-a ajuns la concluzia că orice pacient depistat pozitiv trebuie să rămână 48 de ore în spital, tocmai pentru această evaluare medicală, pentru a avea posibilitatea de a obține anumite date imagistice, de imagistică pulmonară. Deci nu aș putea să vă spun dacă acest scenariu pe care noastră l-ați menționat este aplicabil în acest moment în București sau undeva în țară. Este valabil în mai multe localități din țară, acolo unde sunt focare și acolo unde sunt foarte aglomerate și spitalele și probabil că e foarte aglomerat și DSP-ul. De asta întrebam dacă se poate sări peste etapa asta sau pacienții ar trebui să insiste ca atunci când sunt amânați de DSP să fie totuși văzuți de cineva la spital în faza inițială ca să se asigure că nu au alte boli ascunse sau alte probleme care ar putea degenera. Așa cum ni s-a tot spus în ultima vreme că ar trebui să facă. Da, acest lucru probabil că în dinamică se va schimba, pentru că dacă numărul de pacienți va crește progresiv, presiunea va fi proporțională pe sistemul de sănătate publică și atunci cel mai probabil pacienții asimptomatici vor trebui să fie monitorizați la domiciliu. Acest lucru, pornind de la un adevăr, nu toți pacienții asimptomatici vor dezvolta simptomatologie și vor necesita spitalizare. Ei au nevoie doar să fie în contact permanent cu un reprezentant, fie al Direcției de Sănătate Publică sau al rețelei de medicină primară, pentru o evaluare medicală telefonică. Acest lucru este probabil, dacă aveți astfel de raportări, determinat de incapacitatea spitalelor din zonele respective de a mai interna pacienți și încearcă să prioritizeze internarea celor care chiar au nevoie de asistență medicală. Ce se întâmplă, domnule doctor, cu cei care stau acasă și se testează din nou pe cont propriu după 14-15 zile? Înțeleg că celor mai mulți dintre ei, chiar dacă sunt pozitivi, li se spune nu avem proceduri, după 14 zile teoretic puteți ieși din casă. Dar sunt oameni care s-au testat și au descoperit că sunt în continuare pozitivi. Prima întrebare este de unde am scos aceste 2 săptămâni? De ce s-a conturat această regulă că după 2 săptămâni ești automat vindecat, că se vede că nu e așa.
Sunt mai multe aspecte aici, să știți, în legătură cu testarea. În primul rând, de ce s-a mers pe ideea de două săptămâni? Pentru că s-a observat statistic că o mare proporție din pacienți s-au negativat la 14 zile de la momentul diagnosticului. În al doilea rând, dacă discutăm de testare, testarea RT-PCR identifică prezența acizilor nucleici virali, deci nu este o determinare cantitativă, adică nu ne poate furniza informații despre numărul de clone virale, adică despre infecțiozitatea pacientului. Ne poate da informații dacă încă mai sunt prezente particule virale la nivelul acelui pacient, însă aceste particule virale pot să fie într-o cantitate mai mică, astfel încât contagiozitatea să nu mai fie prezentă. Păi bun, și atunci ne luăm riscul... Iertați-mă, ne luăm riscul ca cineva care e în continuare pozitiv, dar încărcătura poate e mică, așa cum ziceți dumneavoastră, dar poate e mare, că nu știe nimeni, să iasă liber pe stradă doar pe principiul că au trecut 14-15 zile? Nu, din punctul meu de vedere, o persoană care este pozitivă și testul este în continuare pozitiv, a trebuit să rămână izolată, pentru că nu avem de unde să știm dacă mai reprezintă un pericol de răspândire a virusului în comunitate sau nu. Însă ce vreau să precizez, ca să nu se înțeleagă că în România se întâmplă lucruri altfel, peste tot în lume, testele se fac la fel, este o detecție calitativă, prezența sau absența virusului în organism. Nici o țară nu testează din punct de vedere cantitativ să se identifice numărul de clone. Astfel de teste sunt destinate doar pentru cercetarea științifică, pentru că sunt extrem de scumpe și greu de realizat. Bun, deci ar fi o dovadă de responsabilitate și din partea cetățeanului care se descoperă în continuare pozitiv, dar și din partea autorităților să-l țină în continuare în izolare, să stea în izolare aceste persoane, pentru că nu e nicio garanție că după 14 zile pot ieși bine mersi în societate. Se pare că nu avem proceduri însă la capitolul ăsta. Mărturii documentate cu persoane care au acceptat să spună povestea ne arată asta, că li se răspunde că nu există proceduri. Da, din păcate, dacă lucrurile stau așa, sigur că este un vid legislativ din nou pe acest segment de populație care depășește cele 14 zile și care nu s-au negativat. Și trebuie să ne amintim faptul că au fost persoane care au fost spitalizate în trecut și au rămas în spital o perioadă de 20-25 de zile, unele chiar mai mult, până când s-au negativat complet. De aceea cred că în momentul în care vom obține un test negativ, este acel moment în care putem să ieșim cu responsabilitate din autoizolare și să nu îi punem în pericol pe cei din comunitatea noastră. Aș vrea să ne uităm un pic la evoluția situației. Ce vă spun datele acestea? Cred că suntem în a 9-a sau a 10-a zi, dacă nu mă înșel, cu peste 1000 de cazuri, în jurul a 1200 și ceva spre 1300 de cazuri. Putem să ne imaginăm că avem un platou, putem vorbi de așa ceva, putem să ne imaginăm că lucrurile vor continua progresiv. Ce estimați? Greu de făcut o estimare, însă ceea ce putem să spunem, trebuie să spunem ce reprezintă situația actuală. La acest număr de noi îmbolnăviri, la peste 1000 de îmbolnăviri pe zi, 5-6% din acești pacienți vor dezvolta forme severe care vor necesita terapie intensivă. Făcând un calcul simplu, dacă menținem acest trend în următoarea săptămână, următoarele 10 zile, cel mai probabil se vor epuiza paturile de la terapie intensivă din spitalele de linie 1 și spitalele suport. Acest lucru va fi într-adevăr problematic, pentru că vor trebui găsite soluții pentru pacienții aflați în stare gravă bolnavi de COVID-19. Iar această rezolvare cel mai probabil va veni prin transformarea altor spitale și scoaterea lor din circuitul normal pentru tratamentul pacienților non-COVID și transformarea lor în spitale COVID. Dacă mă întrebați cum cred că va evolua, trebuie să ne gândim, sigur, nu sunt epidemiolog, dar din punct de vedere al scăderii numărului de pacienți, sunt decât două posibilități în acest moment. O posibilitate o reprezintă respectarea măsurilor sanitare, deci dacă populația va înțelege necesitatea respectării acestor măsuri, cel mai probabil vom asista la o scădere a numărului de cazuri. Însă acest lucru va avea o întârziere față de momentul în care oamenii sunt dispuși să aplice aceste măsuri. Este nevoie de o perioadă de 2-3 săptămâni, din momentul în care cu toții vom fi disciplinați, ca să avem și rezultate pozitive. Iar al doilea element care poate determina o încetinire a ritmului de îmbolnăvire o reprezintă imunizarea populației, imunizarea comunității. Este nevoie de un procent de peste 70% din populație să devină imună pentru coronavirus ca să se întrerupă
lanțul de transmitere. Acest lucru cred că nu s-a întâmplat, nu avem suficienți pacienți pozitivi în fiecare zi ca să putem discuta de o astfel de imunitate de masă, așa cum s-a întâmplat, spre exemplu, în unele orașe italiene, unde aproape toată populația comunității a fost îmbolnăvită cu coronavirus. Astfel, cred că vom avea o creștere a numărului de cazuri în următoarea perioadă. Deci asta era întrebarea, dacă, să zicem, toată lumea se conformează acestor noi măsuri care ar urma să intre în vigoare de mâine, purtarea măștii în spații publice deschise, decise de autorități locale, de comitete județene și așa mai departe, tot ne va lua 2-3 săptămâni până când se vor vedea efectele, presupunând că toată lumea de mâine, fără să mai crâcnească, aplică aceste reguli. Așa este, da. Este exact acest aspect legat de faptul că oamenii vor trebui să fie extrem de disciplinați, însă efectele nu vor fi vizibile din a doua zi. Și în aceste 2-3 săptămâni, domnule doctor, presupunând, repet, că toată lumea se conformează de mâine, presiunea pe spitale și pe secțiile de terapie intensivă, care e? E una suportabilă? Adică în această perioadă de 2-3 săptămâni, poate o lună, se pot întâmpla lucruri dramatice sau e marja încă în care lucrurile pot fi ținute sub control? Nu cred că se vor întâmpla la nivel național, însă la nivel local și regional probabil că vor fi secții de terapie intensivă care își vor depăși capacitatea și atunci pacienții vor fi transferați către alte spitale sau se vor mobiliza acele secții de terapie intensivă modulare. Problema se pune dacă după această perioadă de timp și după 1 august oamenii nu respectă măsurile respective. Pentru că dacă nu vor respecta măsurile respective și vom asista la o creștere a numărului de cazuri, atunci situația va deveni cu adevărat periculoasă, pentru că va fi o presiune națională și sistemul de sănătate va colapsa. Ați observat și ați scris despre felul în care cetățenii se conformează, despre felul în care autoritățile comunică aceste măsuri. Evaluarea dumneavoastră în acest moment care e? Vă întreb pentru că vedem în teritoriu tot felul de reacții la aceste măsuri. Pe litoral, primari care spun nu, aici e problema, n-ar trebui să obligați turiștii să poarte mască pe faleză. Alții din alte orașe care se simt carantinați pe nedrept și dau guvernul în judecată. Care e cea mai potrivită formă de reacție în acest moment din partea societății, respectiv cea mai potrivită formă de comunicare și de impunere acestor reguli din partea autorității? Din păcate avem, să spunem, un mare neajuns în această perioadă. România trece prin campanie electorală. Campania electorală dăunează grav pandemiei, este un lucru cert. Toate disputele politice și aceste divergențe de opinie politică, oamenii politici până la urmă sunt vector de transmitere a informației către populație și aceste informații care sunt divergente nu fac altceva decât să crească gradul de dezorientare și de neîncredere al populației în pandemia de coronavirus. Deci cred că singura posibilitate rațională și matură în acest moment este ca oamenii politici, chiar dacă le va fi foarte greu, să găsească alte subiecte de dispută politică și pandemia să nu reprezinte unul din acestea. Și dacă ar fi posibil să existe un consens pe scena politică în raport cu pandemia de coronavirus, acest aspect va fi util pentru controlul acestei epidemii. Bun, avem aceste măsuri, ele vor fi decise punctual, înțelegem, de la o comunitate la alta. Există însă, după părerea dumneavoastră, ar fi oportun ca aceste reguli să fie aplicate peste tot, ca un fel de numitor comun, adică fără să mai facem atâtea evaluări, mai ales că evaluările astea înțeleg că sunt la îndemâna DSP-urilor în primă fază și pe urmă sunt validate de comitetele județene pentru situații de urgență. Cine va stabili între ce ore exteriorul unei mănăstiri, să zicem, din Moldova, e mai aglomerat sau nu? Da, în principiu, din punct de vedere al unei crize, ea va fi mai bine gestionată dacă există o centralizare a deciziilor. Însă înțeleg și această descentralizare care a fost trimisă către comunități, pentru că ei cunosc mai bine particularitățile zonei respective, particularitățile comunităților, populației respective. Dar cred că trebuie să existe o linie de mijloc, astfel încât să existe și decizii centralizate, care să fie unitare la nivel național, într-adevăr cu particularizarea lor în anumite arii geografice și adaptate la comunitățile din acele zone. Recomandarea dumneavoastră, domnule doctor, în acest moment,
care ar fi pentru a trece și episodul ăsta, punctul ăsta de inflexiune, pentru a vedea în ce direcție o luăm cu bine? În primul rând, oamenii trebuie să înțeleagă că introducerea măștii de protecție, purtarea ei în spațiile deschise, este o măsură care compensează indisciplina distanțării fizice. Autoritățile au fost nevoite să introducă purtarea măștii de protecție pentru că au observat că oamenii nu respectă distanțarea fizică. Cred că cel mai simplu element, că s-a tot solicitat realizarea tot felul de ghiduri cum să ne comportăm în această pandemie. Lucrurile sunt simple. În momentul în care ești oriunde, că ești în interiorul unei instituții, că ești în exterior, când observi că în jurul tău este un buluc de oameni, în acel moment trebuie să te gândești că poți să te îmbolnăvești de coronavirus. Și nu sunt decât două variante. Fie părăsești zona respectivă aglomerată, fie, dacă nu este posibil acest lucru, îți vei pune mască de protecție. Nu trebuie să vină să-ți spună nici primăria, nici Consiliul Județean și nici jandarmul de lângă tine că trebuie să porți mască de protecție. O porți pentru că ar trebui să-ți fie frică că te poți îmbolnăvi de coronavirus și că poți dezvolta o formă severă, iar această formă severă în zilele noastre este posibil să nu poți prinde un loc într-un spital și să fii transferat prin țară în diferite spitale care să îți acorde primul ajutor. Mulțumesc foarte mult, domnule doctor, pentru toate explicațiile. Ne întoarcem în câteva momente, așteptăm declarații de la guvern și discutăm și cu politicienii despre cum arată sondajele în acest moment, cum arată negocierile pentru locale în acest moment, cum arată certurile și împăcările în zona asta în acest moment. Revenim! Perioada în care se pot emite acordul pentru finanțare până în anul 2023, prelungirea până în 2028, la fel, creșterea numărul de noi locuri de muncă create de la 10 la 100 pentru a încuraja investițiile cu impact în economie, introducerea posibilității de demarare proiectului de investiții după depunerea cererii pentru finanțare, modificarea listei sectoarelor de activitate pe care nu se acordă ajutoare de stat, în sensul eliminării de la finanțarea sectoarelor de activitate cu valoare adăugată redusă, care nu contribuie la dezvoltarea regională, asigurarea egalității de tratament pentru toate întreprinderile în sensul generalizării obligației de a menține locurile de muncă create pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data ocupării fiecărui loc de muncă, stabilirea mecanismului de recuperare proporțională ajutorului de stat plătit în funcție de numărul de locuri de muncă care sunt menținute. Acestea au fost două hotărâri de guvern care se referau la ajutoare de stat pentru sectorul privat, și am simplificat modul de aplicare. Tot în ședința de guvern de astăzi a fost aprobat memorandumul prin care se mandatează Fondul Român de Contra Garantare să emite garanții, portofoliu plafonate, numele și contul statului în favoarea asiguratorului de credit comercial în procent de până la 80% din dauna nerecuperată a asiguratorului de credit comercial în contul livrărilor prestatorilor de servicii după procedura de recuperare a daunelor efectuate către acești asiguratori. Este un plafon maxim de 500 de milioane de lei. Este o schemă pe care am mai prezentat-o de garantare a creditului comercial. Și în primă lectură astăzi, un proiect foarte important pentru România și pentru dezvoltarea economiei. Ne-am uitat și am învățat foarte mult în această perioadă de criză, dar este un lucru pe care l-am observat în economie în ultimii ani. Companii cu capital negativ, un număr foarte mare. Asta înseamnă că foarte multe companii din România nu pot accesa credite de la bănci. Acest act normativ, astăzi în primă lectură, introduce bonificații pentru companiile care își cresc capitalul, aportul la capital și arată un capital pozitiv și apoi creșterea capitalului propriu. Deci este o schemă de sprijinire a mediului de afaceri prin reducerea sarcinii fiscale a operatorilor economici care înregistrează capitalul proprii pozitive, precum și în cazul celor care majorează anual aceste capitaluri în vederea dezvoltării activității. Este o schemă care se întinde pe mai mulți ani și, bineînțeles, vorbim aici de reducere de impozit pentru cei care cresc aportul la capital. Este o schemă pentru care detaliile vor fi prezentate în ședința de guvern următoare. Astăzi a fost în primă lectură. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări pentru domnul ministru... Da.
Ok. Prima întrebare legată de ceea ce ați spus mai devreme. Aceste bonificații, ne puteți da mai multe detalii sau nu este gata schema? Nu, schema care va fi cuantumul lor nu va fi prezentată în ședințele guvernului următoare. Dar vor fi similare cu ceea ce am făcut până acum, de exemplu la plata impozitului pe profit pentru companii mari, mici, mijlocii și micro-întreprinderi. Acolo avem o bonificație de 10%. Mergem în acea direcție. Bineînțeles că aici ne uităm și la impactul bugetar, dar va fi o bonificație care să stimuleze acest lucru, capitalizarea companiilor. Da, declarații ale ministrului de finanțe, Florin Câțu, după ședința de guvern, noi măsuri luate pe care le-a comunicat. Discutăm despre măsurile care ar trebui să intre în vigoare de mâine în luptă cu pandemia, măsuri suplimentare de protecție și felul în care se conformează atât autoritățile cât și cetățenii, o să vedem imediat. Dar vă spuneam ceva mai devreme, discutăm și despre cum arată bătălia politică în aceste zile, având ca fundal pandemia. Vi prezint pe invitații de la această oră. Ștefan Baltă este candidatul Partidului Ecologist Român la primăria Galați. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! În legătură cu noi, liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Bună seara! Și bună președintele seara. Partidului Mișcarea Populară, Eugen Tomac. Bună seara! Mulțumesc foarte mult, domnilor, pentru prezență! Bună seara! Vă spuneam ceva mai devreme, ar trebui să intre în vigoare mâine, 1 august, măsuri suplimentare de protecție a cetățenilor, numai că am văzut în aceste zile foarte multe reacții de protest venite mai ales din partea unor lideri locali, a unor autorități locale chiar, care se simt nedreptățite, care se simt fie carantinate pe nedrept, fie în centrul atenției pe nedrept. Apropo de litoral, de exemplu, primarul de acolo spune că nu e nicio problemă și turiștii n-ar trebui obligați să poarte mască în exterior. La fel, apropo de Galați, domnule Baltă, și acolo, primarii din Galați și Brăila, același tip de reacții. Domnule senator Fenechiu, ce ar trebui să se întâmple ca să se respecte totuși măsurile astea fără atâta tam-tam? Eu cred că, în primul rând, este o problemă de conformare. Este o problemă în care, în special, autoritățile ar trebui să realizeze că au o responsabilitate sporită față de simpli cetățeni și că orice declarație pe care o face o autoritate este mult mai gravă, da, decât o insubordonare individuală. Pentru că în momentul în care cetățeanul constată că autoritatea face acest tip de declarații, îl percepe ca pe o incitare practic să nu respecte o normă legală sau să aibă un anumit tip de opinie despre respectiva normă legală. Eu vă mărturisesc că sunt surprins, tot greșim, oricui se poate întâmpla să fie surprins la un moment dat fără mască, dar să și propovăduiești teorii împotriva măsurilor legale, eu cred că este cam mult și cred că faptul că ne găsim într-un an electoral, că se apropie alegerile locale, dacă vor fi, amplifică, practic, din rațiuni electorale și totodată din rațiuni care, din păcate, încalcă o decență elementară și o putință elementară. Deci, astea sunt lucrurile care agravează situația. Eu cred că până la urmă rațiunea va învinge, sper din toată inima ca nu numărul de îmbolnăviți și de morți să fie cel care convinge cetățenii, ci sper ca văzând că majoritatea populației poartă mască, respectă reguli, majoritatea să dea un exemplu și minoritatea să înceapă să se supună regulilor care, repet, nu sunt făcute decât pentru sănătatea populației, pentru sănătatea celui care poartă mască, pentru sănătatea familiei și pentru sănătatea oamenilor cu care interacționează. Da, domnule Baltă, vedem că avem mereu această atitudine față de aceste măsuri. Da, trebuie să le respectăm, dar există mereu câte un dar. Un dar a venit, vă ziceam, și de la comunitățile de pe faleza Dunării, că a fost un exemplu invocat de premierul Orban și după aia i-au sărit imediat în cap primarii din Brăila și Galați, spunând, vă uitați greșit acolo, oamenii n-au nicio problemă, n-ar trebui să vă uitați la ei, ar trebui să vă uitați la litoral.
cel de la Constanța, zice, ba nu, ar trebui să vă uitați în alte părți. Din păcate, această pandemie de COVID este folosită în scop politic și nu cred că ar trebui să mai facem acest lucru. Toți oamenii trebuie să fie conștienți și ca măsură de protecție trebuie individual să o adoptăm, exact cum facem acasă, cum facem cu familia noastră. Nu trebuie să încurajăm nici într-o parte, nici în cealaltă. E clar că există acest virus, din păcate, pentru noi. Din păcate pentru guvern, să spun așa, e direct răspunzător. Noi avem doar niște cifre. Cifrele par a fi îngrijorătoare și atunci trebuie să se ia niște măsuri. Noi personal nu înțelegem, noi ca Partid Ecologist Român, nu înțelegem de ce, dacă tot evoluează în această direcție, nu luăm în calcul și amânarea alegerilor locale, pentru că poate ar fi un subiect, dacă tot vorbim de politică și de alegeri locale. În schimb, toți ar trebui să fim conștienți și să îndemnăm oamenii să respecte legea, iar guvernul este răspunzător pentru această lege, dar dacă o dă, înseamnă că și asumă și noi trebuie să o respectăm. Amânarea alegerilor, domnule Tomac, președintele Iohannis zicea acum două zile, n-ar trebui să fie mai complicat decât mersul la supermarket să intri și să votezi. Asta nu prea arată amânare sau o intenție de amânare. Domnule Mușar, lucrurile sunt foarte clare. Atâta timp cât partidele au avut agende diferite, instituțiile statului au avut agende diferite, guvernul, parlamentul, președinția, este evident că la sfârșitul zilei avem o imagine care nu ne face cinste în relația cu cetățenii și oamenii adoptă acest stil de viață. Dacă ei la vârf nu se înțeleg, noi de ce ar trebui să respectăm chiar tot ce spun? Ceea ce este foarte grav. Într-o asemenea situație este evident că absolut necesar să se impună noi măsuri pentru a proteja populația, chiar dacă sunt nepopulare, chiar dacă ne aflăm în precampanie. Democrația nu poate fi pusă în paranteză. Eu vă amintesc că au existat situații cu război, cu războaie civile în unele țări și alegerile s-au desfășurat. Deci, nu cred că situația aceasta în care am amânat alegerile odată, sigur că dacă lucrurile vor scăpa de sub control, atunci în situații excepționale se impun și măsuri excepționale. Dar la ora actuală, din punctul meu de vedere, e nevoie de foarte multă rigoare, absolut totală responsabilitate din fața tuturor actorilor politici și, bineînțeles, îndemnul de a ne proteja. Pentru că atunci când apar politicieni care spun că nu există virusul și nu reprezintă mare pericol, evident că există o bună parte din cetățeni care crede exact acest gen de mesaje care creează foarte multă confuzie. Doi, singurul partid care a venit cu o soluție eficientă și rezonabilă din punctul nostru de vedere a fost PMP-ul. Pentru că noi am propus introducerea votului electronic sau prin corespondență, astfel încât să protejăm populația. S-au luat măsuri bune de a digitaliza administrația, de a putea emite acte valabile electronic, de a putea plăti taxele și impozitele electronic. De ce n-am putea și vota electronic? A fost proiectul nostru respins cu o majoritate incredibilă în Parlament. Ori el venea tocmai pentru a sprijini democrația într-un moment de criză. Și acum stau eu și mă întreb în toată discuția asta cum ar arăta domnule Fenechiu și o moțiune de cenzură care să aibă succes, așa cum spune PSD-ul că se va întâmpla, și după aia ce? Că încercăm de câteva zile să ne dăm seama cum ar putea fi gestionată țara și cum ar putea fi gestionată în mod special această criză de sănătate publică pe care o traversăm în absența unui guvern cu puteri depline. Avem varianta unui așa zis guvern de Uniune Națională condus de un specialist reputat, zice Marcel Ciolacu, care avea ei o propunere, nu știm cine, dar un specialist recunoscut internațional. Și mai avem varianta în care să rămână guvernul Orban, dar lipsit de puteri, un guvern interimar. Deci, în primul rând, aș vrea să-i spun domnului Tomac că motivul pentru care a fost respinsă propunerea PMP a fost aceea că autoritatea electorală permanentă, care este autoritatea cu competențe în materie, ne-a explicat foarte clar că timpul până la data alegerilor locale nu permite implementarea în România nici a votului prin corespondență, nici a votului electronic. Ăla e motivul pentru care Partidul Național Liberal s-a abținut la respectivul proiect.
Adminte, noi susținem și votul electronic, și votul, și votul prin corespondență. Vreau să precizez de altfel că am fost inițiatorul proiectului de lege prin care în rândul avocaților se poate vota electronic la orice adunare generală. Revenind la întrebarea dumneavoastră, e cât se poate de evident că simpla idee de a promova o moțiune de cenzură în aceste condiții este un act de irresponsabilitate, dar nu ne mai surprinde nimic. PSD-ul ne-a învățat cu acest joc politicianist între obiectivele absurde pe care le clamează pentru a nu introduce moțiunea de cenzură și anume majorarea pensiilor cu 40% și sancțiunea introducerii moțiunii, e cât se poate de clar că în spate este un joc populist care nu face altceva decât să încerce să irite oamenii care n-au suficiente informații și care ar putea fi eventual manipulați, cum au făcut-o în 2016, printr-un set de măsuri asemănătoare, dar nu chiar de această amploare. Acolo jocul populist a fost pe bucăți și întreaga lui amploare n-a depășit această majorare de 40% ca efort bugetar și ca consecințe pentru economia României. Nu știm cine este acea personalitate, dar știm că președintele Klaus Iohannis a declarat că se poate declara că nu va desemna un candidat din partea PSD-ului. Știm totodată că moțiunea de cenzură se joacă, deci din punctul ăsta de vedere PSD-ul are doar 202 parlamentari sau 204. Pentru că o moțiune de cenzură să treacă, sunt necesare 233 de voturi. În contextul în care UDMR a declarat că nu a luat o decizie și, în general, UDMR, în ultima perioadă, s-a abținut de la toate moțiunile PSD-ului, s-o n-a votat, rămâne de văzut dacă PSD-ul va reuși să găsească un număr de parlamentari care să-și dorească să arunce România într-o situație incertă. Da. Dacă vom fi acolo, vom încerca să găsim soluții, le vom explica românilor care este motivul pentru care s-a depus moțiunea de cenzură. Nu știm în momentul de față, suntem convinși că are legături cât se poate de evidente intenția PSD cu anul electoral. Nu știm ce vor să facă cu alegerile locale. Chiar astăzi, în biroul permanent al Senatului, ne-a venit un proiect de lege al unui deputat afiliat la grupul PSD, cred, fostul deputat ALDE Cucșa, care a făcut un proiect de lege pentru amânarea datei alegerilor. Da? Deci ne-am trezit cu un proiect de lege înaintat în Senat. Așa. E cât se poate de evident că privim cu responsabilitate, și aici mă refer la Partidul Național Liberal, ce se întâmplă. Sunt de acord cu domnul Tomac că democrația trebuie să funcționeze și poate fi pusă în paranteze. Sunt de acord și cu afirmația domniei sale și de altfel am spus și noi ne păzăm pe rândul că în situația în care criza sanitară va impune, o să înlăturăm orice care ar putea să dăuneze populației, nu ne cramponăm de alege sau alte lucruri. Aici specialiștii sunt cei care trebuie să ne spună. Trebuie să ne spună dacă se vor putea desfășura sau un raport de evoluție. Reluăm discuția în câteva momente. Îi întreb și pe ceilalți doi domni ce cred și despre varianta moțiunii de cenzură și o să vedem și rezultatele. Deja sunt câteva cifre pe ecran. Ultimului sondaj IMAS care arată tabloul politic. Ne întoarcem în câteva momente.